ziua, domnul Nicula. Bună ziua. Cupa a venit la dumneavoastră. A venit cupa României la dumneavoastră. E puțin grea. Să o ținem așa toți. Da. Am adus-o la dumneavoastră. Da. Ați câștigat concursul? Da. Așa că o și lăsăm la dumneavoastră să vină tot. O lăsăm la dumneavoastră și când cine câștigă între FCSB și Sepsi, să vină să o ia. Da. De când sunteți suporter al fotbalului? De 62 de ani, la 12 ani. Și cu cine? Cu Steaua. Cu Steaua? Steaua înseamnă cel mai mult. Păi e cartierul militar. Mă duceam pe jos în asta. Păi Steaua e aproape. Eu am o fată și odată la un meci era cu FC Argeș. Era ei, jucai. Și fata a cerut voie cu un buchet de trandafir să-i dea lui Pui Iordănescu. Neapuși? Da. Și el juca. Da. Deci mergeați la stadion? Da, mergeam. Nu, aici, în București, nu mă duceam așa, în provincie, nu mă duceam aici. Deci îi cunoașteți pe foști generații, Neapuiu, Neafane Sameș. Da. Ce amintiri aveți cu Steaua? Amintiri frumoase cu ei. Ce fotbal făcea și ce... Ați văzut că Cupa României, în finala Cupa României au câștigat? Da, am văzut câteva, cu 3-4 cupe la câștigat. Da, Steaua a câștigat multe. Cele mai multe, a luat Steaua. După aia e Rapidul după Steaua, parcă nu? Formă Dinamo. Da. Cu ce gânduri ați așteptat sosirea trofeului la dumneavoastră? Mai ales că știați că va fi adus de doi componenți ai echipei legendelor. Cum? Mare bucurie, cu drag așa așteptam, mai ales că când i-a dat să Nea Topescu, când îmi transmit pe stadionul Steaua, când te vângea la inimă, așa când spune. Nu se batistele alea albe ca la Valencia. Da, ca la Valencia nu se fluturau așa, nu? Se fluturau. Aici erau alte. Da, era frumos. Deci o să vă lăsăm trofeul și o să vină câștigătoarea, așa e. Da. De la cupă. Da. Am să aveți grijă să nu intre hoții din casă. Da, de atacul. Până la finală. Da. Păi e miercuri, nu? Pe 22. Miercuri, da. Da. Sper că o ia Steaua, cred. Pe CSB-ul. Pe CSB-ul, da. Cred. E cam greu cu Sepsi, că așa are... S-a format echipa. Au câțiva, da. Ei, las că poate câștigă și Steaua un trofeu anul ăsta. Da, măcar aia să ia, că altceva n-are. nu mai are șanse. Las că ia trofeul anul ăsta, ia cupa și la anul câștigă campionat. Să dea, domnule.